Din tot ce a spus colega mea, nu trebuie să credeți nimic. Sună, cine știe literatură română, sună ca Trahanache, șeful tot felul de comitete și comisii. Sunt doar un scriitor român pe care Beleaua l-a adus să fie director la Trina Română. Chinionul lui, da. Dar sunt foarte legat de preocupările dumneavoastră, pentru că de 25 de ani lucrez în arhivele românești. Bineînțeles, majoritatea scrise, dar sunt cel care a deschis în România cercetarea de arhive. Am scris mai multe cărți, vreo 10, despre pe cercetări documentare, pe non-fiction. Și asta face ca să înțeleg foarte adecvat efortul pe care dumneavoastră îl face și să-l apreciez. Dacă sunteți curioși, găsiți cărțile mele în engleză, în franceză, în italian, în spaniolă. Dacă cineva e curios să vadă cum mă ocup de lucrurile astea. Așa că nu pot decât să vă urez succes și chiar să vi-l doresc. După părerea mea, cea mai importantă sursă a televiziunii române este arhiva. Prost folosită, nu avem fonduri să digitalizăm, să putem să o prezentăm publicului, să putem să facem schimburi, să vindem, etc. Înseamnă bani mulți și noi avem, și nimeni nu ne dă, inclusiv guvernul, uită că arhivele sunt o comoară națională. Eu sper în două zile să aveți mult succes, să găsiți căi de colaborare și ca această întâlnire să nu fie doar așa prilejul ăla de a ne întâlni pe un peron și să ne facem așa semn cu mâna și să ne promitem telefoane care nu se mai dau când fiecare ajunge acasă. Am participat la sute sau poate sute de conferințe după 1989 în toată lumea pe diferite teme. Și cam, cu foarte rare excepții, lucrurile se termină exact așa. Ne despărțim, ne promitem telefoane, continuarea celor două zile, trei zile a weekendului respectiv, de mare euforie intelectuală și după aceea nu se întâmplă nimic. Eu sper să nu se repete această fatalitate de tip este european. Aș fi foarte bucuros ca arhivele pe care le avem și noi și dumneavoastră să fie mai ușor frecventabile, să fie mai puține obstacole de a ajunge la ele. Foarte greu se ajunge la ele atunci când sunt disponibile, pentru că cele mai multe nu sunt indexate. Eu am fost primat în arhiva SRE-ului când încă nu avea un index. Venea o cucoană și spunea 2 metri de dosare pe masă, dacă vroia să-ți dea, bineînțeles. Că nu prea vrea să zic. Dar nu aveau un index după care să cer. Vreau să citesc dosarul Pătrășcanu, vreau să citesc dosarul arestării lui Maniu și a grupului de la Tămădău, asta am și citit eu atunci, sau grupul Noi Capilates, pe care am și scris o carte. Nu aveau așa ceva și era o lectură absolut întâmplătoare. Între timp ce au făcut indexul, o parte din arhivă au dat-o la CNSAS, deși pretind că au dat-o toată. Trebuie înlăturate obstacole în ce privește frecventarea arhivelor. Există interese mari ca arhivele să nu fie cercetate, ca arhivele să rămână închise în mâna câtorva arhivari care au impresia că dețin marcomori. Da, au marcomori, dar pentru asta nu trebuie ascunse, trebuie arătate. Societatea respectivă să se bucure de ele, să le utilizeze. Există încă această mentalitate în Europa de Est, în care aceste mari secrete, pe care le știe toată lumea, trebuie păstrate, ascunse. Este o sechelă mizeră a comunismului pe care l-am trăit cu toți. Și văd că ne dezbărăm greu de ea. Și ultimul punct. Eu cred că trebuie să privim, în ciuda faptului că ne ocupăm de arhive, să privim spre viitor. Cercetarea arhivei înseamnă să ne uităm în trecut, să înțelegem lucruri,
Dar în esență trebuie să primim un viitor, să vedem ce putem face cu ele, să gândim modern, să gândim spre Europa de mâine, să ne ducem spre înainte. Lucrul ăsta nu este foarte simplu, pentru că, drept să vă spun, deși lucrez în arhive de 25 de ani și acum mai fac câte ceva, azi dimineața am primit de pildă un raport privitor la participarea românilor în războiul din Spania și în rezistența franceză, un subiect extrem de pasionant, cu documente necercetate, o temă neabordată de nimeni și poate am să reușesc să scriu ceva sau să fac un film. Dar vreau să vă spun că dacă nu privim spre înainte, spre a găsi o viziune asupra a ceea ce înseamnă o arhivă și să le folosim, nu cred că avem un bun viitor. Vă mulțumesc foarte mult și dați-mi voie să vă urez succes!